Domnule Fenechiu, zile agitate în coaliția de guvernare. Înțelegem că astăzi miniștrii USR Plus până la urmă au participat la ședința de guvern. Chiar premierul a ieșit în urmă cu puțin timp și a făcut declarații pe această ședință. Ce se întâmplă în Partidul Național Liberal în această perioadă? Păi, o să încep cu un comentariu. Miniștrii USR au venit la ședința de guvern pentru că aveau un job description treaba asta, adică era fișa postului, da? Aveau niște acte Sunt normative care miniștri în trebuiau funcție, aveau ținute, acte normative, există un program de guvernare aprobat de Parlament. USR Plus e partea guvernării, este partea echipei care trebuie să reformeze România, nu? Că așa ne-am angajat și înainte de alegeri și când am făcut guvernul, deci de-aia au participat. În PNL nu se întâmplă nimic. e liniște? Adică e foarte multă liniște. Cei care au mizat pe altceva au greșit. Vedeți, noastră, aici e o problemă. Și problema e următoarea. Chiar dacă 2021 e an electoral și chiar dacă mulți și-ar dori ca în PNL să existe războaie, să apară conflicte și alte lucruri, Partidul Național Liberal e un partid matur, care în momentele importante, în momentele de cotitură, întotdeauna știu să strângă rândurile. Deci, astăzi, prioritatea Partidului Național Liberal este să asigure continuarea guvernării, să asigure procesul de reformă pe care guvernul Câțu l-are în vedere și să reușească să implementeze foaia de parcurs aprobată de Parlamentul României, care este practic programul de guvernare. Sens în care Partidul Național Liberal constată că există o problemă legată de faptul că primul ministru a decis revocarea unui ministru. Potrivit protocolului, ministrul respectiv aparține colegilor noștri de la USR Plus, care, potrivit cutumelor politice, trebuie să desemneze un succesor al domnului Vlad Voiculescu. Acum, nici noi nu trăim într-o altă lume și cunoaștem foarte bine toate lucrurile de bucătărie internă. Nu ne-am fi așteptat ca USR Plus, și mă refer la mine în primul rând, nu m-aș fi așteptat să recunoască justețea deciziei lui Florin Câțu și să vină cu propunerea la 10 minute după anunțarea demiterii. Nu vă așteptați de la USR sau de la Plus? Nu Că mă și aștept la acolo USR sunt Plus, pentru două că parte, tabere. da, dar partea guvernului sunt USR Plus. Eu nu intru în lucrurile astea, cel puțin la analiza globală. Cred că ce s-a întâmplat a fost în zona previzibilului. A funcționat un principiu al solidarității din cadrul USR Plus. Ei au livrat opiniei publice ideea că domnul Voiculescu ar fi fost demis pentru că s-a luptat cu mafia și că mafia ar fi reușit să îl demită, cu ghilimele de rigoare, Care mafie? mafia din sistemul spitalicesc. Pe asta ne-a spus și domnul Voiculescu, asta ne-a spus și domnul Barna, asta ne-a spus și domnul Păslaru, asta ne-a spus și domnul Cioloș. Toată lumea asta ne-a spus. Ceea ce, ca și peiorativ, e foarte în regulă. Însă vedeți dumneavoastră că românii au constatat că există o serie de probleme și că există foarte multe reproșuri care se aduc Ministrului Sănătății, care putea să aibă orice culoare politică. În momentul în care, pe fondul problemelor care au existat, ministrul și-a permis să ignore autoritatea primului ministru și să publice un ordin, fără informarea primului ministru, eu cred că, indiferent de culoarea politică a ministrului respectiv, sancțiunea era revocarea. Așa ar fi pățit orice ministru, că era de la PNL, de la UDMR sau alt ministru de la USR. Pentru că insubordonarea față de primul ministru, pe o situație de genul ăsta, nu poate fi sancționată altfel decât cu demiterea.